Eu am vrut să vorbesc pentru că am vrut să mulțumesc în primul rând copiilor, apoi părinților. Și în acest moment, în acest cadru extraordinar, vreau să mulțumesc galeriei, City Gallery domnului Cornel Dumitriu. Și să spun că una dintre marile mele bucurii este că acești copii se află într-o galerie de artă, că văd cum arată niște lucrări. Au văzut cum arată pe raftul lor acasă, dar au văzut cum arată într-o galerie. Au văzut cum arată tablourile pe simezele unei galerii. Și mulțumesc foarte mult domnului Cornel Dumitriu pentru că toate zilele acestea, așezând și muncind aici, a avut o sinceră apreciere pentru munca copiilor. Și vreau să-i cunoașteți pe copii. De asta am vrut neapărat să vorbesc. Fiecare în felul lui este un artist, este un creator, are o personalitate. Cu fiecare în parte avem povești frumoase. În timpul în care am lucrat, săptămână de săptămână. Eu nu sunt profesor, nu sunt pictor, nu mă consider, de asta pe afiș scrie coordonator, pentru că acești copii au lucrat și au manifestat spiritul lor creator și ei știu, pot confirma că atunci când aveam o lucrare, prima întrebare era, doamna, ce fac acum? Și am zis, prima dată vreau să văd ideea ta, ce te inspiră pe tine, sticla, forma sticlei și așa mai departe. Lucrând săptămână de săptămână, cea mai mare bucurie a mea a fost să-i văd că au curaj. Pavel, aici de față, știe că era foarte, foarte speriat, nu puteam să-l liniștesc deloc la sticlă și la un moment dat am zis ce se întâmplă și mi-a zis, mi-e frică să nu greșesc. Și de aici toată agitația, tot ce se întâmpla în jurul sticlei. Și am zis, atunci trebuie să-ți dai voie să greșești. Pentru că problema nu e că greșești, ci că nu îți dai tu voie să greșești. Hai să greșim pe sticla asta. Și l-am văzut cu cât curaj apoi și cu câtă bucurie a început să lucreze și a ieșit o lucrare frumoasă. Este cea mare de acolo. Dar cu fiecare în parte avem experiențele noastre de lucru, fiecare copil lucrează altfel. Și, după cum vedeți, rezultatele sunt atât de diferite. Sunt copii care au amprenta lor artistică. O să vedeți lucrările Mirunei, pe care o să o cunoașteți imediat, de care toată lumea se miră și cei mici spun când o să fiu și eu bună să ajung ca Miruna. Pentru că tot încearcă să învețe de la ea și nu le iese, asta e, dar fiecare, la nivelul lui, a făcut un lucru extraordinar. De asta eu acum aș vrea să citesc de pe afiș fiecare copil, pentru că asta e seara lor frumoasă. O să-i dau un afiș să-l aibă acasă, când își duce lucrările acasă, să pună afișul la rând și să facă o mică galerie, City Gallery, acolo. Și insist să veniți, să mai intrați în galeria asta și în galeria de alături, galeria de artă Ștefan Buchiar, să vedeți lucrări de artă, să vedeți cum lucrează artiștii adevărați. Mulțumesc tuturor că ați venit, mulțumesc artiștilor, că am vorbit de artiști adevărați, artiștilor care au venit în seara asta aici. M-aș bucura să vă cunoască și copiii. Și o să încep să o prezintă Miruna Buză. Andreea, să vedem. Și noi să pozăm. Ia stai că... Păi... Andreea Moldovan. Nu? Alexandru Cotoi. Alexandru, de multe. Oana the Bulldog, care mai nou e Oana de la Next Car, asta e
Vasciuc. Ana Leia Arpeganu. Gabriel Șobagi. Tudor Apostai. Ia spune cum se cheamă lucrarea ta. Cometa lui Tudor. Cometa lui Tudor. A greșit o floare, i-a făcut o petală așa și i-a rămas numele Cometa lui Tudor. Da. Haideți aici în față un pic, toți așa și vă vedem. Alexia Popădie. Perfect. Doamne Mihaela Nistorică, pentru că l-am îmbrățișat cu bucurie. Sunt 5 copii cu care noi am lucrat de la începutul acestei serii, care m-au bucurat foarte mult, copiii de la minicentrul Casa Ruxandra. O să le vedeți, lucrările sunt minunate, nici ei nu credeau că sunt în stare să fac așa minunății. Gabriel Cozi. Elena Piper. Florian Piper. Și Mihai Piper, care nu este. Mulțumesc încă o dată și bineînțeles că ai aplauz în toată inima. Acum e urma. Vreau să fac fotografii cu